În sud-estul Bucureștiului, în cartierul Vitan Bârzești, o clădire impunătoare atrage atenția prin masivitatea sobră a liniilor de piatră albă. Este Institutul de Medicină Legală Dr. Mina Minovici, o instituție cu care oamenii obișnuiți pot să nu aibă niciun fel de tangență de-a lungul unei vieți întregi. Dar aceasta nu o face mai puțin necesară, mai puțin utilă întregii societăți. Ba chiar am putea spune că ea este indispensabilă oricărei societăți civilizate. Spații largi, somptoase, culoare lungi cu o compartimentare riguroasă adăpostesc laboratoare, amfiteatre, locuri de cercetare și de învățământ în care oameni dăruiți științei se străduiesc să facă lumină acolo unde justiția omenească o cere. Din păcate, clădirea demnă de secolul 21, probabil cea mai mare din lume la ora actuală, adăpostind un institut medico-legal, nu este și utilată decât la nivelul anilor 60-70. Doar calitatea oamenilor care o populează, urmași demni ai unor înaintași luștri, reușesc să o țină pe linia de plutire și asigură atât necesitățile justiției, cât și pe cele ale învățământului. Dacă acești oameni și această clădire există, este pentru că înaintea ei, până în anii 80, a existat o alta, pe chiul Dâmboviței, cunoscută de toți bucureștenii sub numele de Morga și care a căzut victimă delirului demolator al lui Ceaușescu. Era Institutul de Medicină Legală Dr. Mina Minovici și importanța sa istorică și de unicat nu a fost niciodată îndeajuns subliniată. Apariția instituției și fundamentarea învățământului medico-legal din România se datorează personalității marelui om care a fost doctorul Mina Minovici, creator de școală, care nu a cunoscut toată viața decât dragostea pentru cercetarea științifică și mândria cauzei înalte căreia și-a închinat toate puterile, progresul științei românești și binele țării. Mina Minovici s-a născut la 30 aprilie 1858 la Brăila, port dunărean în plină dezvoltare. Tatăl său, Ștefan Minovici, fiu de negustor înstărit, citește cu nesaț tot ce-i cade în mână și va transmite fiilor săi dragostea de învățătură și cunoaștere. Ștefan Minovici a avut 13 copii, dintre care au trăit 9. Datorită cinstei și felului său binevoitor de a se purta, a fost ales primar de Râmnicu Vâlcea. Trei dintre frații Minovici, Mina, Nicolae și Ștefan, vor deveni glorii ale științei românești pentru epoca în care au trăit. Din păcate, tatăl lor moare în iarna anului 1876, lăsându-și copiii fără suportul material de care ar fi avut atâta nevoie. Mama, Sofia, va fi ajutată de ceilalți frați ai soțului ei să-și crească copiii. Încă de când trăia tatăl, copiii erau luați de unchii lor la Brăila, imediat ce ajungeau la vârsta școlară. După gimnaziu, din cauza condițiilor materiale, Mina Minovici renunță la liceu și, în 1873, se înscrie la Școala Superioară de Farmacie, înființată în 1855 de Carol Davila. Conform regulamentului, urmează 3 ani de practică farmaceutică în cadrul școlii ca bursier intern. Datorită îndemânării, priceperii și interesului său, este repede remarcat de Davila, directorul școlii, care îl pune să prepare experiențele pentru cursuri și, de multe ori, îl ia la el acasă, unde, după discuții care se prelungesc târziu în noapte, rămâne până a doua zi. Am trăit în intimitatea lui Davila nu numai ca magistru, dar și în intimitatea lui ca om și ca român, va mărturisi Mina Minovici mai târziu. Urmând regulamentul școlii,
va face 3 ani de practică în farmacia Pețalis, prima farmacie din orașul Brăila, după care obține certificatul de asistent în farmacie, ceea ce îi dădea dreptul să-și continue cursurile academice timp de 2 ani pentru a obține diploma de licențiat în farmacie. Pe când se află în al doilea an de practică farmaceutică, România intră într-o perioadă de cotitură a istoriei sale, războiul de independență.